Raților, vă mărturisesc că trebuie de la bun început să îmi cer iertare pentru buna mea dispoziție. Uneori ar trebui să îmi cer iertare pentru, nu știu, pentru crisparea feții, pentru faptul că sunt prea serios pentru unii, domnule, și unii nu pot mesteca lucrul ăsta. Dar acum sunt foarte bine dispus. Fac clipul acesta pentru că mi s-a pus și mie o întrebare. Întrebarea pe care o veți asculta de la fratele Caleb Nichifor, el a pus întrebarea în biserică, dar fiind transmisia live și cei care au ascultat și-au pus întrebarea. Și atunci dacă mi s-a pus întrebarea asta, eu am luat-o ca și cum mi s-ar cere un răspuns și dacă ești întrebat, răspunzi. Uh, acum fratele nu a întrebat pe doar, doar pe frații m a întrebat pe toți care erau acolo și pe toți care ascultau pe internet, bănuiesc. Eu n-am putut să răspund live acolo în comentarii, dar pot să răspund acum și vreau să răspund și eu la întrebarea asta și să cer mai multe detalii, deci nu luați în niciun fel asta ce, ce fac eu acum ca un atac la adresa cuiva sau unui curs sau unei doctrine sub absolut nicio formă, că la propriu chiar nu este. Ați vedeți care e întrebarea asta care m-a frământat și m-a lăsat să dorm. Fratele chiar și-a dorit să nu dorm din pricina asta. Mesajul pe care îl am este o întrebare care aș vrea să te provoace. Și dacă nu dorm la noapte din cauza asta să știi că mă bucur. Tu vorbești în limbi. Nu pot să zic. Asta e întrebarea serii. Întrebarea cinzacimei. Mm. Tu vorbești în limbi? Și dacă ești botezat de ani și de zeci de ani, întrebarea este următoarea. Tu mai vorbești în limbi? Ți-ai pus pe pauză vorbirea ta în alte limbi, ai început să devii circum... V-am spus, deci chiar m-am simțit cercetat, ajută să zice, de, de întrebările astea, pentru că a întrebat că s ai pus pe pauză vorbirea în alte limbi. Mulți m-au întrebat, măi, ce ai făcut tu cu darul ăsta al vorbirii în limbi, pe care spui că l-ai avut, că l-ai primit, să l-ai pus pe Curspect, pauză? Am devenit circumspect. Să te uiți, să privești. Corect, deci, nu Știe ceva, ceva știe. Am început să privesc, să cercetez, să mă gândesc, să analizez doctrine, învățături. Mm, da. Și ai început să lași mai mult firea pământească să Ei. te controleze decât Duhul Sfânt. Ei, stai, nu neapărat firea pământească. Poate el lăsa rațiunea să controleze, sau scriptura, sau învățătura. A una sau altuia, sau o interpretare, sau o Deci nu neapărat acum firea, nu dăm vina pe fire în toate lucrurile. Versetul spunea așa și au început să vorbească în alte limbi. Frat, frate, eu, eu aș avea o întrebare pentru dumitare și pentru toți care ar vrea să răspundă. Ce limbi au început să vorbească? Dumneavoastră, dumneavoastră, după aceea, vorbiți despre a vorbi în limbi în biserică, a vorbi în limbi în cântare, a vorbi în limbi fără rațiune. Deci, a vorbi în limbi ca rugăciune pe păi la 50 mii a fost așa. Nu aveți dreptul să faceți așa salturi în astea cum vreți dumneavoastră. Deci, odată spuneți, o oh, nu, putem să vorbim în limbi în biserică, vorbirea aia de zidire personală, dar citați dintr-un text care vorbește despre o limbă înțeleasă, despre o limbă care a fost spre beneficiu celorlalți, pe care ceilalți au înțeles să vedeți, nu prea merg salturile astea. Sau să-mi explicați dacă merg salturile astea și cum pot fi ele uh, făcute. Dar da, m-au pus pe gânduri întrebările astea, însă repet, doar gândiți-vă puțin, că nu, nu prea ai corect să citați din fapte 2 pentru a justifica ce întrebări puneți dumneavoastră. Mai vorbește în alte limbi. Păi nu vorbesc în alte limbi. Dacă dumneavoastră vorbiți în alte limbi, ca în faptele Apostolilor, capitolul 2, sincer acum vă spun, aș vrea și eu să vă aud. Aș, a, a, aș vrea să văd și eu pe cineva care vorbește... Ca în fapte doi. Deci nu povești din astea că auzim noi că cineva, nu știu când, a vorbit în alte limbi și a fost un frate care a fost martur. Și nu avem, de fapt, nicio dovadă. Eu nu zic. O fi existat lucrul ăsta și poate există și acum, nu știu. vorbim acum din marea majoritate a oamenilor care nu pot dovedi că vorbesc o limbă omenească, înțeleasă, cunoscută la ora actuală pe pământ. Și nici dumneavoastră nu poți dovedi lucrul ăsta. Că dacă poți, dar înseamnă că ai fi dovedit-o, nu? Cine ar rata așa ceva? Cine ar rata? Deci citarea lui fapte 2 pentru așa ceva nu este potrivită, să fim sinceri. Da? Ok. Mesajul pe care l-am este o întrebare. A, următoarea secțiune. Și cum să poți primi o pace mai mare decât asta atunci când știi că tu ești conectat la o sursă directă cu Dumnezeu? când vorbești în alte limbi, satana își ciulește urechile și toate cohortele demonice tremură, intră într-un freamă extraordinar pentru că nu mai se sizează undele, nu mai poate percepe niciun mesaj. Vorbirea în alte limbi de aceea nu este traductibilă. Și cum să poți primi o pace mai mare decât asta atunci când știi că tu ești conectat la o sursă directă cu Dumnezeu? Ascultă-mă, frate, nu vorbirea în limbă conectează la o sursă directă cu Dumnezeu. Asta este altă învățătură, pe care sper Inclusiv frații pentecostali vor respinge. Noi suntem conectați, în ghilimele, la o sursă directă cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Asta este teologia clasică, evanghelică, pentecostală, creștină, pe Evanghelie, baptistă, reformată, puritană, presbiteriană, toate mișcările derivate din uh, protestantism sau neoprotestantism cele care se numesc evanghelice cred lucrul ăsta, că pacea care întrece orice pricepere vine de la Domnul Isus Hristos și datorită faptului că suntem legați, uniți direct cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Deci legătura noastră indestructibilă cu Dumnezeu este prin Isus, prin jertfa Lui, prin sângele Lui. Dumitale ne iei acum, sigur că tu nu vrei să faci asta, tu crezi ce spun eu, dar tu ne iei fără să-ți dai seama de la cruce, de la jertfa lui Hristos și ne duci la vorbirea în limbi și ne spui că de acolo ne vine pacea că de acolo ne vine siguranța, că de acolo ne vine legătura. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci țineți vorbirea în limbi în continuare, nu despre asta discutăm acum. Că unii cred că atac vorbirea în limbi. Nu atac vorbirea în limbi. Dar a, asemenea lucruri care să spun despre vorbirea în limbi se pot spune doar despre jertfa Domnului Isus, prietenul meu drag. Când vorbești în alte limbi, satana își ciulește urechile și toate coortele de monge tremură, intră într-un freamăt extraordinar pentru că nu mai se sizează undele, nu mai poate percepe niciun mesaj. Ascultă-mă, frate. Astea sunt niște fantasmagorii, niște halucinații exegetice, care n-au nicio treabă cu Scriptura. Deci eu repet, țineți vorbirea în limbi, eu nu discut acum împotriva doctrinei continuității darurilor miraculoase, cum cred unii că aș face. Nu asta fac acum. Dar spun că și dacă există limbi ingerești și limbi omenești și limbi extatice, autentice, produse de Duhul Sfânt, cum vrei tu să le numești, să le definești? Fratele meu, Biblia nicăieri nu spune că satana nu-ți înțelege limbile tale în teologia Noului Testament, în fapte 2, în fapte 8, în fapte 10, în fapte 19, în 1 Corinteni 12, în 1 Corinteni 13, în 1 Corinteni 14, unde se vorbește despre darurile miraculoase și se pomenește vorbirea în limbi nicăieri. Niciodată în Noul Testament, nicăieri, niciunde, în niciun fel, nu există prin deducție logică, necesară, biblică, exegetică, hermeneutică, cu cea mai proastă hermeneutică și exegeză din lume, dacă te duce la Noul Testament, nu poți ajunge la asemenea fantasmagoria, asemenea invenții. Că tu vorbești în alt timp și de asta vorbești în alt timp ca să nu te înțeleagă pe tine satana. Fratele meu, întotdeauna nou testament. Vedeți cum stricați învățătura despre legătura noastră cu Domnul Isus prin jertfa Lui? Legătura noastră cu Dumnezeu prin Domnul Isus și jertfa Lui? Cum ați stricat acum învățătura biblică despre rugăciune? Cum v-ați stricat acum învățătura biblică despre atacurile? despre lupta contra diavolului. Totul acum este vorbirea limbi, legătura cu Dumnezeu, vorbirea limbi, pacea, vorbirea limbi, lupta împotriva diavolului, vorbirea limbi, rugăciunea, vorbirea limbi. Totul este acum prin vorbirea limbi. Nu vi se pare că ceva nu este în regulă cu învățătura asta? Din nou, nu spun că nu continuă dar vorbire în alte limbi, astăzi, în clipul acesta. Ci implicațiile dezastruoase unei, ale acestei învățături, ale acestei, acestei învățături despre vorbirea în limbi. Este total în neregulă ce se întâmplă. Total în neregulă. Rugăciunea întotdeauna în Sfânta Scriptură este înțeleasă. Cu excepție, într-adevăr 1 Corinteni 14 care nu trebuie să guverneze toate pasajele despre rugăciune. Toate pasajele despre rugăciune vorbesc despre rugăciune în propria ta limbă inteligibilă pe care o poți înțelege tu și pe care o înțeleg și alții. Da, și pe care o înțelege și satana și demonii și îngerii. Da? Și îngerii. Acum, 1 Corinteni 14 descrie o persoană care vorbea în alte limbi, lăudând pe Dumnezeu sau închinându-se lui Dumnezeu și evident că de aceea numește asta că este o rugăciune. Dar zice el, dacă ești în public, roagă-te să ai tălmăcire. De ce? Ca să fie și celălalt zidii sufletește. Deci el tot să aștepta și dacă vorbești în limbi, să caut zidirea sufletească a celorlalți. Eu știu că există tot felul de Uh, șmecherii din astea exegetice ca să scap de forța textului și să spui da, da, dar poți să să-ți vorbești ție însuți uh, și că Pavel cumva ar porunce asta. Pavel nu poruncește asta. Pavel în ultima instanță spune dacă nu înțelegi că așa trebuie să funcționeze lucrurile, măcar tași din gură în adunare, vorbește ție însuși lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu când vorbește în alte limbi, vorbește taine cu Tatăl și cu Domnul Isus Hristos și tu ești binecuvântat, slăvânt. Deci, stați, 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 Duhul lui Dumnezeu când vorbești în alte limbi. Deci tu când vorbești tu în alte limbi, Duhul lui Dumnezeu. Vorbește taine cu Tatăl și cu Domnul Isus Hristos. Duhul vorbește taine cu Tatăl și cu Domnul Isus Hristos. De ce ar vorbi? Da. Eu am citit acolo că tu cu Duhul spui taine, dar nu înțeleg de ce Duhul Sfânt n-ar putea să vorbească direct cu Tatăl și cu Fiul. Sfânta Tremii sunt una. Sunt aceeași natură, aceeași substanță, da? Trinitate de clasa 1 Deci, uh, singur, un singur Dumnezeu, trei persoane, Dumnezeu, aceste trei persoane sunt nedivizate, nedespărțite din veșnicie în veșnicie, și Duhul trebuie să vină în tine, să vorbească cu Tatăl și cu Fiul, ca nimeni să nu Și tu ești binecuvântat! Și tu nu înțelegi nimic, dar ești binecuvântat. slăvit să fie Duhul Sfânt! slăvit să fie Duhul Sfânt! Da, sigur, slăviți să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar care e logica? Din nou, vă rog, prieteni dragi, vă rog. Noi ne rugăm prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră că nu știm cum să ne rugăm. Duhul mijlocește pentru noi. Sunt lucruri distincte. Noi ne rugăm prin Duhul Sfânt. El este ajutorul nostru în rugăciune. Iar mijlocirea lui este altceva decât ajutorul pe care el ne-l dă în rugăciune. Iar mijlocirea lui nu înseamnă, fraților, că Duhul Sfânt, are nevoie să spună taine în alte limbi către tatăl și către fiul. Deci, Doamne, ce credem noi despre... Vedeți? De asta atunci când te apropii de Biblie să citești anumite texte, n-ai cum să nu vii cu anumite presupoziții teologice. Trebuie să vii cu învățătura Bibliei despre Sfânta Treime. Că altfel ajungi să spui niște anomalii. Ca și cum Duhul Sfânt nu este una cu tatăl și cu fiul. Ceea ce fratele sigur crede că este una cu tatăl și cu fiul. Că predica asta spune de mai multe ori despre Sfânta Treime. Dar ajunge ce spunem niște anomalii. De ce ar vorbi Duhul Sfânt cu tatăl și cu fiul niște taine prin tine? De ce n-ar vorbi direct Duhul Sfânt cu tatăl? Și de ce ar trebui să vorbească Duhul Sfânt cu tatăl într-o limbă? În primul rând. Da? Dumnezeu, de ce ar vorbi, trebuie să vorbească Dumnezeu cu sine într-o limbă? Deci limba este un construct uman, este un dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor pentru comunicarea lor unii cu alții și ca aceștia să se poată adresa către alte ființe inteligente, raționale. Vedeți că acolo spune despre Duhul Sfânt că El mirlocește cu suspine negrăite. Dar Duhul nu are nevoie de limbaj să vorbească cu Tatăl. Sigur, Domnul Isus a întrupat și găsim texte în Sfânta Scriptură unde pentru a ni se pentru a se coborî Dumnezeu la mintea noastră, ne arată închinale verbală înaintea lui Dumnezeu, datorită faptului că sunt ființe create de Dumnezeu prezente acolo. Dar oricum, nu vreau să produc mai multă confuzie. Ce vreau să spun este că Duhul nu are nevoie să vorbească cu Tatăl și cu Fiul, ei fiind una, folosind nici măcar limba noastră, ci o limbă care nu există, o limbă extatică. Ca să-și spună taine. Ce taine îi spune Duhul Tatălui? Sunt foarte multe întrebări care nu au cu sânătate. Eu gândesc acum, mă întreb și eu. Ce taine îi spune Duhul Tatălui? Ce taine îi spune Duhul Tatălui? Pe care tu nu le înțelegi. Și nu-ți folosești nimic, nici ție, nici celorlalți. Ce taine îi spune Duhul Fiului? Le știe Fiul tainele alea? Le știe Tatăl? Deci de ce ar comunica Sfânta Trăime prin niște taine care sunt transmise... Din tine cu gura ta, pe care tu nu le înțelegi, măcar, nici, măcar care nu sunt într-o limbă umană cunoscută? Nu, poate nu înțeleg eu din nou. Eu, eu, eu pun întrebări, poate cineva mă va răspunde cândva. Hai să vedem. Nu uitați, botezul cu Duhul Sfânt este foarte important. Vorbești în limbi și tu vorbești în limbi. aș dori ca, înainte să ne apropiem de cina Domnului, când va fi rugăciunea programată, așa cum va hotărâi fratele Păstor, să vorbești și tu în limbi. Așa să pregătesc pentru cina Domnului, vorbind în limbi, toți, la rugăciune. Pavel spune să nu facem asta, da? Deci Pavel spune să nu facem. 1 Corinteni 14. Exact textul ăla. Chiar rugăciunea aia pe care o iei tu, vorbirea în limbi ca rugăciune privată. Pavel spune să nu faci. Cum va răspune Amin la rugăciunile tale? Dacă tu mulțumești. Să zice că mulțumești foarte frumos lui Dumnezeu, dar tu nu știi că mulțumești. Nu știi nimic ce spui de fapt, dar tu zici că mulțumești. Bun, să zicem, să acceptăm că faci asta. Cum va răspunde Amin? 20 de ani vorbit în limbi. Asta nu înseamnă că rugăciunea ta va trebui să fie mai tare, ci va trebui să lași mintea ta să fie deconectată de la rațiunea ta, știind că aici este prezent Domnul Iisus Hristos. Amin? What? Să lași mintea ta să fie deconectată? Nu, nu, să, 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 nu să, de la rațiunea ta să fie tare, ci va trebui să lași mintea ta să fie deconectată de la rațiunea ta, știi că aici este prezent Domnul Iisus Hristos. Amin? Cum să lași mintea ta deconectată la rațiunea ta, fiindcă domnul... Iisus a... Bun, poate ai vrut să spui să lași gura ta deconectată de la rațiune. Oricare ar fi varianta. De... Deci, unul, de ce ai lăsat mintea ta deconectată? Primul lucru. Deci, unde în Biblie, cu excepția problemei vorbire, nimeni, nimeni niciodată, nimănui nu i-a trecut vreodată prin minte să-și deconecteze mintea. Dar când ajungi la darul ăsta, ăsta are imunitate absolută poți. tu știi ce se întâmplă? Oamenii ăștia știu ce vorbesc. Tu știi ce se întâmplă când îți deconectezi mintea? Tu știi ce vorbești când îți deconectezi mintea? Tu, știi, tu știi ce se întâmplă într-o ființă umană când îți deconectezi Când practică, deci face ceva. El trebuie să facă ceva ca și, în mod normal tu nu-ți poți deconecta mintea. Mintea îți zboară, îți fugi într-o direcție în alta, dar să-ți o deconectezi? Să ajungi de cerebrat? Doamne Dumnezeule, pe cum am avut noi în biserică, l-am văzut să dăm astfel din de demnuri. Al doilea loc, cum să-ți deconectezi mintea de rațiune? Ca să n-am înțeles. -o. Deci, din nou, poate mi explică și mie ce. Deci, cum să-ți deconectezi mintea de rațiune? De ce înainte de rugăciune să-ți deconecta mintea de rațiune? Al treia întrebare. Nu trebuie să te rogi. Să știi ce te rogi. Chiar dacă ai vorbi în alte limbi. Pe vremea când eu practicam lucrul acesta, eu în mine spuneam o rugăciune inteligibilă, dar cu gura spuneam ceva ce nu înțelegeam. Dar n-am înțeles de ce ți-ai deconectat rațiunea ca să nu știi nimic a ce să spui. Deci mintea ta să nu producă nimic. Sigur, mintea ta este fără rod când vorbești în alte limbi, pentru că tu nu inventezi vorbirea aia în alte limbi. Dar nu că mintea ta ar trebui să fie goală. Nicăieri Biblia nu spune asta, să-ți deconectezi mintea, mintea ta să fie goală, să vorbească goală, minte, gura ta să vorbească fără tine. Biblia nu există așa ceva, fraților. asta e ce vreți voi, nu știu. Spuneți ce vreți voi. Deci prin păgânismul îți găsit multe lucruri de felul ăsta. Deci Pavel nu zice niciodată deconectează-ți mintea. El spune cine vorbește în altă limbă, mintea lui este fără rod. El descrie ce se întâmpla în Corint. Și nicăieri, nicăieri în alt loc, în Noul Testament, nu găsești așa ceva. Nicio descriere, nici o poruncă. Dar Pavel nu poruncește acolo, el spune ce se întâmpla. De ce? Pentru că vorbirea în nu era produsă de minte. El nu îndeamnă să rămână ei fără minte. De asta le spune să tărmăcească. De asta spune ceilalți să angajeze inteligibil la rugăciunea celuilalt. Și fratele zice, Într-adevăr, stă mintea în loc. Fratele zis, Amin? Aici se prezent Duhul Sfânt, Dumnezeul. Aici se prezent Dumnezeu. A trebuit să lași mintea ta să fie deconectată de la rațiunea ta, Știi că aici este prezent Domnul Isus Hristos. Amin? Deci nu înțeleg fraza, expresia, propoziția, care e logica ei. E să-ți lași mintea ta deconectată, fiindcă e prezent Domnul Isus. Fraților, o să las comentariile deschise. Deci explicați-mi, vă rog, de ce ți-ai lăsat mintea deconectată, fiindcă aici e prezent Domnul Iisus? Deci dacă e prezent Domnul Iisus în adunare, și mă rog să-mi las mintea deconectată. Why? Deci nu înțeleg. Da. Amin. Aici se prezent Duhul Sfânt Dumnezeul. Aici este prezent Dumnezeu Tatăl. Și se spune lui Dumnezeu, Doamne, am stat ani întregi de la botez în coace sau câteva ore de la botez și încă nu vorbesc în limbi sau am vorbit altă dată, cântam am în alte limbi, cum se cânta. Mai vin o Doamne, cu cântările tale, Duhul Sfinte, în alte limbi, cu limbi de foc. Să se cânte o cântare în alte limbi. Să auzim între rândul. Nu o să ne supărăm dacă cineva cântă în alte limbi. Nu o să-l punem deoparte. Stați liniștiți. Nu avem probleme pentru asta. Noi credem că Dumnezeu lucrează și prin cântare în alte limbi. Dar Biblia spune să fie inteligibil, frate. Biblia spune în adunare să fie inteligibil. Oricum ai luat textul. i am ascultat toate distorsiunile posibile și imposibile asupra acelui text. Oricum ai luat textul, tot textul argumentează că vorbirea în limbi trebuie să fie inteligibilă, că vorbirea în limbi trebuie să fie înțeleasă și de celălalt. Citește prima parte a capitolului, capitolului care este o descriere, îți spune ce se întâmpla în Corint și Pavel îi critică în capitolul ăla cum nu i-a criticat niciodată și apoi citește prescrierea, prescripția, în care li se poruncește ce ar trebui să facă. Tu ai luat descrierea din Corint, care descrie falimentul teribil al acelor oameni și le spui, faceți și voi ca frații din Corint. Măi, omule, păi asta spune să nu mai facă așa. În prima parte spune ce făceau ei și în a doua parte spune să nu mai facă ce făceau ei, ci să facă ce trebuie să facă. Sau au sucit lucrurile complet. Și pe unul Corinten 14 s-a inventat trei vorbiri în limbi. Ori vorbire în limbi, care este o rugăciune, o vorbire în limbi care este un semn, o vorbire în limbi care este un dar. Și spune, poți să le ai oricare dintre astea. Poți să le ai vorbirea în limbi ca semn, de obicei o ai la stăruință, vorbirea în limbi ca dar, cei care o au și o pot și vorbirea în limbi ca rugăciune, o ai când poți să te rogi în adunare în alt timp, fără să tălmăcești nimic. Că nimeni nu-ți face nimic, exact cum zicea fratele. La asta se referi. Eu știu toate explicațiile și la bicările astea. Doar că nu-s pe text, acolo textul vorbește despre o singură, într-un singur capitol despre o singură vorbire în limbi, care este un dar al Duhului Sfânt, care darul acesta presupune că te rogi lui Dumnezeu iar uh, vehiculul ideilor tale sau gândurilor sau vehiculul a ceea ce este rostit este altă limbă și acest, această vorbire în care este și dar este un semn pentru cei necredincioși. Este același fenomen, nu sunt trei fenomene distincte, sub absolut nicio formă. Oricum, am foarte multe întrebări, ați văzut, eu nu neg continuitatea vorbirii în alte limbi în acest clip. Nu atac nicio biserică, niciun cul, nicio învățătură, nicio mărturisire, niciun frate, nici pe fratele din partea asta. Doar am foarte multe întrebări, vă spun, am foarte multe, foarte multe întrebări și da, poate cineva se îndură și îmi va răspunde și mie. Vă doresc numai bine tuturor. La revedere pe data viitoare!